Salutare cantărilor! Pentru a trage un foc rapid și precis, trebuie să ții cont de 3 elemente fundamentale. 1. Distanța la care te afli față de țintă. 2. Dimensiunea țintei. Iar 3. Abilitățile tale dobândite de-a lungul antrenamentelor și a ședințelor executate. Pentru exercițiul de astăzi, voi folosi 4 ținte dispuse la 4 distanțe diferite. Am o distanță de 5 metri pentru prima țintă, pentru cea de-a doua țintă o distanță de 10 metri, pentru cea de-a treia țintă o distanță de 20 de metri, iar pentru cea de-a patra țintă o distanță de 50 de metri. Haideți să vedem ce se întâmplă. Sub o secundă, într-o distanță de 5 metri. În această distanță nu am avut nevoie să confirm aparatele de ochiere mecanice asupra țintei. De data aceasta am să mă mut la ținta numărul 2, aflată la o distanță de 10 metri. Haideți să vedem ce se întâmplă. Asta înseamnă că mâinile mele au mers automat pe direcția țintei. Aparatele au fost prea aliniate cu ținta. Tot ce am făcut nu a fost decât să confirm de data aceasta aparatele pe țintă și odată ce am văzut aparate pe țintă, am declanșat focul. Haideți să vedem de data aceasta la 20 de metri. Sunt pregătit. La o distanță de 20 de metri. Haideți să vedem de data aceasta la cea de-a patra țintă aflată la 50 de metri. Să-i dăm drumul. Sub 2 secunde. Dacă ați observat, sunt 4 ținte, 4 timpi. Cu cât am ținta mai apropiată, cu atât viteza mea de reacție sau viteza mea de a executa un foc rapid și precis este mai eficient. 5 metri, 10 metri, 20 de metri și 50 de metri. Dacă ți-a plăcut materialul meu, nu uita să lași un like și să dai subscribe canalul meu de YouTube. Te salut!